Matei, capitolul 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Aș dori să ne oprim puțin la Matei, capitolul 5, primele 12 versete. În luna aceasta, tema programată este despre bucurie, bucuria pocăinței. Și bineînțeles, am vorbit de întristarea care este asociată cu pocăință. Am vorbit despre lepădarea de sine asociată cu pocăință. De lucrurile care mai degrabă ar produce o încruntare a feței decât o destindere. Aș vrea să vă spun însă că pocăința adevărată are în sine cea mai mare bucurie pe care o poate experimenta cineva. Mai mult, nici nu se poate numi bucuria experimentată în afara pocăinței. Tot ce numim noi bucurie pe pământul acesta, care nu are de-a face cu pocăința, care nu este în pocăință, care nu face parte din viața de pocăință, este pe nedrept numită bucurie, pentru că este o bucurie efemeră, este o bucurie trecătoare, este o bucurie pentru lucruri de nimic. Vedeți, în vacanțe, eu am lucrat câțiva ani pe șantier la tata. Câte 2 luni, era o viață grea de muncă. Am văzut acolo oameni care de dimineața până seara munceau foarte greu. Dar erau fierari betoniști, munceau, cărau fier, tăiau fier, îndoiau fier, montau fier. Că erau betoniști, turnau betoane, dacă erau zidari, construiau în cărămizi. O muncă care impune un efort fizic deosebit. Și nu-i vedeam foarte bucuroși în cursul zilei. Nu erau foarte bucuroși. Nu veneau cu plăcere la servici. Nu își frecau palmele dimineața și ziceau: o zi de muncă. Se muncea greu în România, utilaje prea puține, muncă rudimentară. Dar venea seara, se duceau, se pregăteau, că oamenii nu umblau în oraș în salopete ca aici cu mașina din loc în loc. Acolo te duceai, te spălai, te aranjai, te ferchezuia, te îmbrăcai în haine de oraș, dai șalopetele jos, te duceai în oraș. Și vedeam că le scapără ochii, le strălucesc ochii, aveau o bucurie extraordinară. Mai ales sâmbăta, când terminau munca și dacă mai era și zi de salar, că se duceau la bodegă și la discotecă și le străluceau ochii de bucurie. Ei, luni, când veneau înapoi la servici dimineața, unul era ochii umflați, altul era zgâriat, julit, că dacă sâmbătau, cădeau prin șanțuri și mai se și luau la harță unii cu alții, arătau jalnic lunea.
Aia era bucuria aia strălucitoare. Vedeți, în afara pocăinței sunt momente în care le strălucesc ochii la oameni și sunt momente în care oamenii se bucură. Dar nu este o bucurie care rămâne, nu e o bucurie consistentă, n-are substanță, se risipește ca aburul. Adevărata bucurie este bucuria de a fi în Hristos, este bucuria de a trăi viața de pocăință. Vedeți, bucuria fiecărui om este încercată, este testată, să se vadă dacă e de adevărat alea sau e doar un sentiment oarecare, trecător, care piere. Toate lucrurile sunt încercate și testate. Că ne ajută Bunul Dumnezeu, ne vom ocupa de o construcție foarte mare din fier, din piatră, din... Astea nu se ridică și nu se pun la locul lor până nu sunt încercate materialele. Știți că nu se toarnă o bucată de beton până nu se iau probe și se duc la laborator să vadă. E din materialul rezistent care trebuia pus acolo. Toate lucrurile sunt testate în lumea asta, că după ce l-ai zidit și ți-a căzut în cap. Degeaba îți pare rău. Ei, spiritual, toate lucrurile sunt testate. Viața aceasta este o viață de încercare și de test continuu. Și lucrul acesta nu trebuie desconsiderat, nu trebuie să nu ne placă, pentru că e spre binele nostru. Dragii mei, aceea spunea cuvântul Domnului în 1 Petru, în capitolul 1. De la versetul 6. În ea, în puterea lui Dumnezeu, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Asta e strălucirea care rămâne, asta e bucuria care rămâne. Asta e o bucurie pe care nu ți-o pot răpi încercările și problemele vieții. Și acum Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu noroadele, cu ucenicii care s-au apropiat de el, ține magistrala predică de pe munte, predica fericirilor, de pe muntele fericirilor, că așa i-a rămas numele, pentru că acolo Mântuitorul și Domnul sufletelor noastre ne-a dat rețeta fericirii, rețeta bucuriei adevărate. Și ascultați, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-a apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice, 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 iarăși ferice și din nou ferice și încă o dată ferice și apoi bucurați-vă și înveseliți-vă. Ce-i cu atâta fericire, despre ce fericire vorbește Domnul Hristos? Dragii mei, este bucuria, fericirea pe care pocăința o aduce în viața omului. Pentru că ascultați un pic narațiunea acestor versete de la 3 până la 9, am să le citesc rar și ascultați-le bine. Și pe urmă, în mintea dumneavoastră, faceți o conexie, cam cu ce se potrivesc astea? Unde am mai auzit noi despre astea? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Smerenia.
Săraci în duh nu înseamnă proști. Săraci în duh înseamnă oameni mici, care se văd mici, care se recunosc mici. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, însă plânsul clădește în noi o calitate extraordinară numită răbdare și chiar îndelungă răbdare. Dragii mei, amărăciunea, durerea, supărarea nu înseamnă că trebuie să elimine lacrimile din viața noastră. Plânsul este normal. Plânsul este un lucru natural. Despre Domnul Iisus Hristos nu găsim nicăieri că a râs. Am mai nu zic că n-a râs, dar nu știu ce Biblia că a râs. Spune undeva în cuvântul Domnului că Dumnezeu râde de ei, de batjocoritori, de oamenii de nimic din lumea asta. Dumnezeu râde, dar pe pământ nu-L găsim pe Domnul Iisus Hristos nici măcar într-o ipostază în care a râs. Dar de bucurat s-a bucurat. Zice că s-a bucurat în Duhul Lui și a spus: te laud, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de înțelepții lumii și le-ai descoperit pruncilor. Însă găsim că Domnul Iisus Hristos a plâns. A plâns. A plâns. Plânsul este o manifestare care închide ușa răzbunării. Când omul plânge, capitulează, se resemnează și rabdă. Să nu vă fie frică niciodată de oamenii care plâng. Să vă fie teamă de oamenii care nu pot plânge deloc niciodată, că ăștia sunt oameni care nu se resemnează. Imediat coc un plan, coc ceva. Când omul plânge, nu mai are putere să facă nimic decât să plece capul și să îndure, să îndure în îndelunga răbdare. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Blândețea? Ce înseamnă asta? Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Noi nu suntem violenți, noi nu creăm o împărăție a terorii, noi nu mergem cu arme, cu războaie din astea, de ordin fizic. Lupta noastră este o luptă spirituală, noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domnilor, stăpânirilor din locurile cerești. E o luptă spirituală. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Starea aceasta de a dori tot timpul neprihănire, pare o confruntare aici, spune, ferice de cei flămânzi, însetați după neprihănire, urmăresc ceva oamenii ăștia, doresc ceva, tânjesc după ceva, că cei vor fi săturați. Asta mie mi se pare că vorbește despre înfrânarea poftelor. Că cine-i flămând și însetat după neprihănire să trăiască o viață sfântă, își înfrânează pornirile firești. De aceea, spunea apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 13, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Dumnezeu ne-a dat libertate, dar ne-a dat și capacitatea să ne înfrânăm pornirile firii pământești și poftele firești. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Asta îmi vorbește despre facerea de bine. Facerea de bine. Ferice de cei cu inima curată, oameni sinceri. Oameni care trăiesc în adevăr. Oameni care au o dragoste neprefăcută. Și pe urmă, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, pacea. Despre ce vorbește aici Domnul Iisus Hristos când vorbește despre dragoste, despre bucurie, că pe urmă imediat spune
Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Despre dragoste, despre bucurie, despre pace, despre îndelungă răbdare, despre bunătate, despre facere de bine, despre credincioșie, ferice de, va fi de voi când veți fi prigoniți din pricina neprihănirii. Dar rămâneți credincioși Domnului, despre blândețe, despre înfrânarea poftelor. Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos în predica fericirii, fraților? Despre roada Duhului Sfânt. Așa spune în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22, roada Duhului dimpotrivă, adică în opoziție cu. În opoziție cu ce? Păi dacă o luăm de la versetul 19, Biblia spune, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac asemenea lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păi în Matei 5 despre ce se vorbește? Despre ferice de cei care nu fac aceste lucruri, dar ei, a lor este împărăția cerurilor, ei vor moșteni pământul, ei vor fi săturați, ei vor avea parte de milă, ei vor vedea pe Dumnezeu, ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, a lor este împărăția cerurilor. Și acum ni se spune în Galateni că cei care fac faptele acestea nu vor vedea împărăția cerurilor, nu vor moșteni împărăția cerurilor. Și imediat spune, dimpotrivă, roada Duhului dimpotrivă, adică a celor care vor moșteni împărăția cerurilor. Și vă rog să observați punct cu punct cum Apostolul Pavel în Galateni 5, vorbind despre roada Duhului, acoperă tot ceea ce Domnul Iisus Hristos, verset cu verset, a acoperit în Matei capitolul 5. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Dragii mei, ceea ce de fapt Domnul Iisus Hristos spune în Matei 5 este că prin pocăință, prin nașterea din nou, experimentăm roada Duhului care are în sine ca și calitate bucuria, bucuria pocăinței. Acum ascultați, Domnul îi fericește pe acești oameni pentru smerenia lor, pentru răbdarea lor, pentru blândețea lor, pentru sfințenia lor, pentru bunătatea lor, pentru sinceritatea lor, pentru că sunt oameni pașnici. Însă foarte interesant, nu le spune să se bucure neapărat pentru astea. Cum să nu fii fericit, să nu fii împlinit? Cum să n-ai bucurie într-o asemenea stare când roada Duhului e în viața ta? Cum să nu te bucuri? Că roada Duhului e bucurie. Dar Domnul vorbește despre bucurie într-un alt context, în contextul în care bucuria e testată și se vede că e autentică, e de adevăratele, e bucuria mântuirii. Pentru că odată au venit ucenicii la Domnul, după ce i-a trimis în misiune, au venit entuziasmați și au spus, Doamne, duhurile rele ne sunt supuse! Mare lucru! Și Domnul a spus, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Ei, auziți, bucurați-vă și veseliți-vă când? Când veți fi prigoniți din pricina neprihănirii și când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ,
vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Aici aș vrea să spun câteva gânduri. Primul. Scumpii mei, suntem împotriva vorbirilor de rău, a bârfei. Dar trebuie să fim puțin atenți. Pentru că fiecare dintre noi ne clădim o reputație. Și nu înseamnă că dacă un om îi spune altuia, ferește-te de cutare că vei da de necazuri, asta e neapărat vorbire de rău, dacă e adevărat. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce îi spune Pavel lui Timotei. Ai grijă, ferește-te de Alexandru Căldăraru, pentru că ne batjocorește cu multe vorberele și ne-a făcut mult rău. Ferește-te de oameni ca ăsta. Și vă pot da foarte multe citate din Scriptură. A bârfit Pavel? Nu. Și-a avertizat un coleg de slujbă cu privire la o persoană periculoasă, care ar fi putut să-i facă rău. Alexandru Căldăraru i-a făcut mare rău lui Pavel, pârându-l la autorități și instigând prin spate autoritățile, deși el se dădea drept un fel de adept al lor, instigând împotriva propovăduirii Evangheliei. Era un fel de turnător. Păi când eram în România, dacă eu știam pe unul că toarnă la securitate și spuneam unui prieten de-al meu, vezi că stai turnător, ferește-te să-i spui ceva, să o vorbești cu el. Aia era bârfănuirea. Era o realitate. Aici cuvântul Domnului spune, bucurați-vă când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Haideți să mergem puțin în Petru, pentru că Petru clarifică puțin lucrul ăsta. În 1 Petru capitolul 2, de la versetul 14, vorbește de dregători ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine, căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, voi, credincioșii, să astupați gura oamenilor neștiutori care sunt în ignoranță, vă vorbesc de rău, dar nu e adevărat ce spun, și proști, pentru că ori din ignoranță, din neștiință sau din prostie, oamenii vă vorbesc de rău. Și acum ascultați. Versetul 16 în continuare. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății. Uite-te, domnule, că Petru spune exact ce spuse și Pavel. Mai citesc o dată din Galaten, capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și aici Petru spune, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe ai lui Dumnezeu, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit, cam greu. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală, ce prilej de laudă ar fi să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Păi frate, dacă ai făcut rău și vine unul și dă o palmă, degeaba poți să-i întorci și obrazul celălalt, dar asta nu e un prilej de cinste, pentru că ești pedepsit pentru că ai făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, adică să suferiți pe nedrept, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Care-i pilda? Versetul 22. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.
Și acum versetul 23, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Dragii mei, suferința pentru Domnul aduce o mare bucurie în inima credinciosului. De ce spun lucrul acesta? Îl spun pentru că este ultimul act în existența bisericii înainte de venirea Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Matei 24. V-am mai spus lucrul ăsta, nu insist asupra lui, știți lucrurile cu nu va fi atunci și atunci, când va veni sfârșitul. Cataclisme, cium, războaie, probleme în lume, sfârșitul încă nu e atunci. Versetul 9 spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și se mai întâmplă încă un lucru. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Biserica trebuie să știe două lucruri. Să sufere pe nedrept și să propovăduiască Evanghelia. Și dacă suferă pe nedrept, că propovăduiește adevărul și Evanghelia, orice s-ar întâmpla, frați și surori, nu ne pierdem inima și nu ne pierdem bucuria. Și mai este un lucru. Și Domnul Iisus Hristos aici în Matei 5 îl menționează și mi se pare absolut necesar, nu numai pentru cei de atunci, și pentru noi, să-l menționeze. Spune așa, bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Chiar dacă aici, pentru o vreme, trebuie să trecem prin încercări. Răsplata noastră este mare în ceruri. Dar acum, ascultați, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. De ce Domnul îi dă de exemplu pe proroci? Și noi acum îi mai avem și pe ei, pe apostolii cărora le vorbea Domnul acolo. De ce? Dragii mei, uitați-vă, vă rog frumos, ce a făcut lumea cu prorocii și cu apostolii, cu patriarhii, cu prorocii și cu apostolii. Domnul le reproșa fariseilor și le spunea, voi duceți flori la mormintele lor? Părinții voștri i-au omorât și voi îi omorâți pe urmașii lor. Că Hristos era urmașul prorocilor, împlinirea legii și a prorocilor. Și Domnul le spune la farisei, părinții voștri au omorât acești proroci, cărora voi le duceți flori la morminte. Iar voi acum încercați să ucideți pe urmașii lor, pe urmașii acelor proroci. Dragii mei, există această mascaradă a lumii. Te duci și vezi nume de străzi în lumea asta, nume de sfinți, sfântul unul, sfântul altul. În lista de sfinți a Bisericii Catolice sunt oameni pe care Inchiziția și Biserica Catolică i-a sacrificat și a ars pe rug și a omorât. Asta li se face sfinților, asta e soarta sfinților pe pământ, fraților. Vă rog să nu pierdeți din vedere. Anomalie nu e când sfinții sunt prigoniți. Anomalie nu e ce s-a întâmplat cu sfinții apostoli.
Anomalie nu e ce s-a întâmplat cu credincioșii cărora le scria Petru: nu vă mirați de încercarea de foc care a venit între voi ca să vă încerce. Anomalie nu e în Tesalonic atunci când Pavel îl trimite pe Timotei: du-te repede, că a venit prigoana peste ei și sunt foarte fragili în credință, trebuie să fie întăriți și încurajați. Anomalie nu e ce s-a întâmplat în România atunci când au fost biserici închise și oameni maltratați și bătuți și închiși pentru credință. Anomalie nu e în țările musulmane unde credincioșilor li se taie capul pentru credință și sunt arși și hăituiți. Anomalie nu e în Egipt unde bisericile sunt terorizate și amenințate cu explozii. Anomalia e aici. E o mare anomalie. Dumnezeu a binecuvântat Occidentul și a binecuvântat țara aceasta pentru că de aici Dumnezeu a vrut să susțină flacăra Evangheliei pe tot pământul. Dumnezeu de aici a vrut să pregătească resursele pentru a ajunge Evanghelia până la capătul pământului. Dumnezeu a făcut din țara aceasta masa încărcată a omenirii. Și printr-un concurs de împrejurări, care e numai harul și bunătatea Domnului pentru noi, am ajuns să stăm și să ne înfruptăm la masa asta. Să-i fim recunoscători Domnului în fiecare moment, dar să nu ne bucurăm neapărat pentru belșugul acesta, să ne bucurăm că numele noastre sunt scrise în cer. Și dacă oricând, fraților, dacă mi-ar șopti Domnul la ureche că peste un an, când vom fi noi doar cu fiarele ridicate în sus, vine prigoana și se închid bisericile, nu m-aș opri nici o secundă din drumul pe care îl parcurgem. Pentru că mentalitatea asta a fost și acum 10 ani și acum 20 de ani, când alții au făcut lucruri de genul ăsta, și Dumnezeu n-a adus vremea aceea de criză în timpul ăla. Noi nu așa ne conducem viața. Noi facem tot ce depinde de noi să-i aducem slavă lui Dumnezeu, să-i aducem cinste lui Dumnezeu. Dar în ziua în care se taie firul, în ziua în care începe prigoana, în ziua în care începe persecuția, aia nu va fi o zi neagră în istoria vieților noastre. Aia va fi o zi de mare bucurie, pentru că deja călcăm și noi pe urmele prorocilor și sfinților lui Dumnezeu. Și Domnul le spune: bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ce au făcut credincioșii aceștia? Au avut perioade foarte bune. Au fost perioade când au stat la belșugul meselor lui Hristos, când a înmulțit pâinile, când a potolit furtuna, când i-a vindecat lui Petru soacra, când a înviat oameni din morți, când l-a înviat pe prietenul lor, Lazar. Au avut zile bune, când spune Biblia, erau tot mai plăcuți și bine văzuți înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea întregului norod. Și cu aceeași bucurie au mers la cruce, la rug, în arene și la butuc. De ce? Pentru că asta produce roada Duhului, asta produce pocăința adevărată în viața credinciosului. Dragii mei, orice bucurie în afara pocăinței este o bucurie trecătoare pe care nu trebuie să punem mare preț. Orice bucurie în viața de pocăință este o bucurie fără sfârșit. Din acelea, astfel de bucurii să ne dea Domnul în fiecare zi și cât mai multe, până va veni El, ne ridicăm în picioare și cerem ca Dumnezeu să ne umple de bucurie. Nu aveți grijă cu bucuria asta. E cineva care vrea să aibă o viață plină de bucurie? S-ar putea să ceară încercări și persecuție? Că Domnul vrea să ne bucurăm, și dacă ești născut din nou și cer bucurie, cere!
dar treci cu răbdare și cu bucurie chiar prin încercările vieții și Dumnezeu îți va da și mai mare bucurie. Ne rugăm cu toții în comun.